Cum a fost experiența ta în cadrul proiectului pentru educație și vocație? Consider că a fost o experiență care m-a ajutat și mă va ajuta pe viitor. Am aflat multe lucruri noi și cred că m-am decis ce vreau să fac pe viitor, ceea ce este destul de impresionant că înainte de program nu aveam nicio idee. Sunt fericită că mi-am făcut prieteni noi, că am beneficiat de anumite excursii, am văzut lucruri pe care voiam să le văd și înainte și da, aștept următoarea ocazie pe care să vin din nou. Cum a fost experiența acestui program de mobilitate în Grecia? A fost o experiență unică, greu de explicat în cuvinte tot ce am simțit pe parcursul acestor 7 zile de mobilitate în Grecia. Am avut sentimente de admirație față de toți managerii hotelurilor, barurilor și a capitanului de croazieră. Sunt sigur că domeniul ospitalității va fi domeniul meu de bază pe care mă voi axa foarte mult pe viitor. Mă bucur că am reușit să îmi fac cunoștințe în acest domeniu și că am reușit să deschid porți prin acest program. Porți care ar fi fost imposibil de deschis dacă nu aveam și ajutorul Fundației pentru Educație și Vocație. Ce ți-a plăcut cel mai mult din acest program? Cel mai mult? Mi-a plăcut că nimeni nu ne-a spus exact ce ar fi trebuit să facem în domeniul ospitalității. Ni s-au dat sfaturi și ni s-au spus experiențe de viață unice a tuturor managerilor și ceea ce m-a marcat cel mai mult au fost vorbele unui manager de la Meteora care ne-a spus că conexiunea cu omul fizic este cea mai importantă. Dacă ar fi să le dai un sfat tinerilor care sunt de vârsta ta să participe sau nu la asemenea proiecte Erasmus? O să vă spun că nu ar trebui să dați niciodată înapoi de la niciun fel de ocazie de a face ceva, indiferent că este din domeniul ospitalității sau nu. Nu poți să știi niciodată ce îți place să faci sau nu și ar trebui să încerci orice lucru posibil. Mulțumim!